George Meniuc, povestea vulpii. Odată vulpea se furișă încet prin pădure, lihnită de foame și tare ostenită. Noaptea întreagă umblase și contrubăise peste tot, dar nici măcar de o pasăre perită n-a dat. Și se gândea cu mătra vulpe, cât e de greu să te căptușești singură. Alergi, alergi și degeaba, n-ai noroc. Așa se furișă domol și plină de gânduri până ajunse la apa unui izvor. După ce băuși se recori, a dat să plece, când colo de la o margine de poiniță se grăbește lupul. Pune cale cu mătre lup, mulțumim dumitale cu mătre vulpe, încotro! Știi, cu nevoile, de-aș avea o nevastă poate mi-ar fi mai ușor. Ia-mă și pe mine, lupule, hai! Și s-a dus, s-au pierdut amândoi în pădure, lupul și vulpea. N-au mers mult și au dat peste o poiană cu flori, iar acolo, ce să vadă, pe o buturugă amărâtă nevoie mare, ședea ursul. Bine te vedem sănătoși, Moș Martine. Ursul, cam slab de ureche, le răspunse. Mi-a murit nepoții și am rămas singur. Hai să ne fii bunic, zise vulpea. Și s-au dus tus trei prin pădure să caute un adăpost. Au dat de o casă pustie. Acolo s-au apucat să-și dreagă gospodăria, să-și ducă traiul împreună. Ursul a cărat acasă cu coșcogemite gavanos de miere și l-a ascuns în podul casei. În seara, de acum se pregăteau de culcare, să primească hodină după o zi de trudă grea, când vulpea întreagă cu glas tare, cine mă strigă? Cine e acolo? Deschide ușa, ieși afară, ursul și lupa au rămas în casă să o aștepte, iar vulpea se suie în pod și mâncă mierea până la toartă. Se întoarse în casă, iar lupul de pe laiță o întrebă, ce s-a întâmplat? M-a chemat privighetoarea și a întrebat, cât e ceasul? A trecut puțină vreme și vulpea a sărit din nou la ușă. Cine mă strigă? Și iarăși iese afară. Se suie în pod și mâncă mierea toată. Când s-a întors, lupul o întrebă. Ce s-a întâmplat? A cântat un cucoș și m-a poftit din ziua lui în ospeție. În noaptea aceea, ursul se simțea cam rău, pe semne recise ori poate-l chinui bătrânețile și l-a trimis pe lup în pod să-i aducă niște miere. Lupul s-a dus, dar de grabă s-a întors cu găvănosul fără miere, spunând că așa l-a găsit. Atunci ursul a mărât mânios, s-a sculat și mângând zdub-zdub la lup, a început a-i căra niște labe grele unde se nimerea. S-a întors o mare bătaie, ei se băteau, iar cu mătra vulpe se lingea pe bot și râdea, râdea de se prăpădea.